Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat. Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Ne auzim pe frecvențele Europa FM din toată țara, ne vedem și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM și pe site-ul nostru europafm.ro Eu sunt Sanda Nicola, gazda dumneavoastră la ultima confruntare electorală organizată de postul nostru de radio înainte de alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai, când suntem chemați cu toții, toți cetățenii cu drept de vot, să-i desemnăm pe cei 32 de cetățeni care ne vor reprezenta în Parlamentul European. Se caută așadar 32 de profesioniști capabil să discute de la egal la egal cu reprezentanții celorlalte state membre. Se caută oameni responsabili care să ne apropie de mediile influente din Europa, nici de cum să ne arunce la periferia ei. Se caută în aceste zile 32 de români bine pregătiți, cu discernământ, cu respect pentru tradițiile noastre, dar și pentru valorile Europei Unite. Invitați de primă mărime în această confruntare și le mulțumesc foarte mult pentru prilejul unic până acum de a vedea în aceeași emisiune pe domnul Dacian Cioloș, primul pe lista Alianței 2020-USR. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți cu noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnul Traian Băsescu, primul pe lista PMP la Europarlamentare. Bine, bine ați revenit, domnule președinte. Și Victor Ponta, cap de listă la Pro România. Mulțumesc foarte mult pentru că Bun sunteți ziua. cu noi. Nu la PSD, la Pro-România. Numai asta spun de 30 de zile și sper să mă aud de toată lumea și mă simt foarte bine că sunt la Pro-România. Se cuvine să facem câteva precizări pentru cei care ne urmăresc în această ultimă confruntare la Europa FM. Ne-am dorit din tot sufletul ca alături de dumneavoastră să fie și reprezentanții coaliției aflate la putere, PSD, ALDE. Am lansat o invitație chiar către șeful de partid, către primul de pe listă. A fost declinată această invitație. La fel s-a întâmplat și cu reprezentanții Partidului Național Liberal nu au considerat de cuvință să participe la această confruntare. Dar ne descurcăm, nu așa? Chiar mai bine. Probabil că n-au nimic de spus. Noi avem. Avem un regulament de Eu joc. O, fac și o observație. Vă rog. Uh, nu cred că e o confruntare, va fi o dezbatere. Am înțeles. Abia aștept onorată. Regulamentul prevede timp de cal de exprimare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cronometrarea fiecarei intervenții, fiecare dintre noi patru are în permanență posibilitatea să vadă pe acel monitor cât timp a mai rămas alocat fiecărui invitat. Întrebarea va fi aceeași pentru toată lumea, rezervându un dreptul să intervin dacă se impun lămuriri suplimentare. Însă să știți că pe durata intervenției mele sunt la rândul meu cronometrat în așa fel încât să nu fiți prejudiciați dacă mă trezesc eu cumva vorbim prea mult. Dar știți că nu e cazul să vă faceți griji. Dacă v-ați epuizat timpul de a răspunde, dar vorbitorii de după dumneavoastră vă provoacă și doriți să le dați drept la replică, îmi semnalați acest lucru așezând pe pupitru cubul roșu Europa FM. Domnul Ponta, puneți-l acum în poziția de start. Dacă doriți să interveniți, <laughs> îl puneți pe pupitru. Asta îmi semnalează mie că vreți să interveniți, și imediat după ce a încheiat cel care vorbește, vă, vă ofer posibilitatea să vă exprimați. Iar pe final îmi propun să, să opresc două minute de căciulă pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să aibă posibilitatea să se adreseze alegătorilor fără să fie întrerupt. Mult succes! Mulțumim. Prima întrebare. Sunteți politicieni cu amvergură, ați fost deja la putere. Care ar fi principalul motiv pentru care astăzi vă găsim în fruntea listelor la europarlamentare? Domnule Cioloș. Am spus-o încă de la început, de când am intrat în politica de partid, că proiectul meu e România, în primul rând, și ăsta e motivul pentru care mă implic în politică. Sunt primele alegeri la care participăm ca și partid politic, sunt alegerile europene, europarlamentare, unde am acumulat competențe și experiență și am considerat că e foarte util pentru partid, pentru alianță, să candidez la aceste alegeri. Însă candidez cu aceeași idee în gând, ceea ce voi face în Parlamentul European e parte a proiectului pentru România, iar obiectivul nostru ca alianță este să obținem majoritatea politică pentru a guverna în 2020. Deci e foarte clar pentru mine ce voi face în Parlamentul European unde se vor lua niște decizii importante în anii următori. Sunt parte a proiectului care se numește România și e parte a proiectului de guvernare pe care îl pregătim. Dacian Ciolos, candidatul Alianței 2020 USR Plus la Europarlamentar. Aceeași întrebare și pentru candidatul PMP, Traian Băsescu. Vă ascultăm. Eu uh, am, acumulat, am acumulat o experiență uriașă în cei 10 ani cât am fost în Consiliul European, de asemenea cei 10 ani de mandat ca președinte al României. Este o experiență pe care o pot întoarce românilor din Parlamentul European, având în vedere că în această legislatură am văzut multe erori, eșecuri de comportament ale uh, parlamentarilor români. În același timp, prezența mea în. Uh, această competiție electorală este și o abordare care vizează promovarea Uniunii Europene. Pentru asta candidez. Toată lumea vorbește de Dragnea. Eu vreau să promovăm Uniunea Europeană locul în care ne poate fi bine sau locul din care unii vor să ne scoată. Mulțumesc! A fost răspunsul acordat de Treambăsescu, candidatul Partidului Mișcarea Populară, pe poziția 1 la alegerile europarlamentare și acum Victor Ponta, în calitate de cap de listă, așa cum spuneam, al Partidului Pro-România la europarlamentare. Bună ziua încă o dată! Indiferent de miile de subiecte asupra cărora nu suntem de acord cei trei prezenți aici, eu sunt convins că toți trei credem în faptul că pentru România este mai bine în Europa decât în afară. În Europa, și după alegerile din 26 mai, Deciziile vor fi luate din fericire de cele trei mari grupuri politice. Popularii europeni, din care partidul domnului Băsescu și PNL-ul fac parte, viitorii liberali în forma nouă, care înțeleg că va merge partidul domnului Ciolo, și social-democrații, probabil al doilea grup. Candidații pro-România vor merge în grupul social-democrat, cu un mesaj pro-european, Total diferit de mesajul antieuropean, populist, șovin pe care Dragnea și lista lui și e candidații lui îl, îl propun. Și, în acest fel, România are, va avea reprezentanți în cele trei grupuri importante care vor lua decizii importante pentru România și pentru Europa. Vreau să precizez de la început. Faptul că, din partea pro-românia, primul candidat care va merge în Parlamentul European va fi Corina Crețu, pentru că ați vorbit de oameni cu experiență, oameni cu prestigiu, comisar european, vicepreședinte al Parlamentului European. Eu voi rămâne în Camera Deputaților, pentru că, dacă vrem să-l schimbăm pe Dragnea și Guvernul uh, Dăncilă, îl vom schimba la București, nu la Bruxelles, dar cu sprijinul evident al forțelor politice europene. Mulțumesc, Victor Ponta, așadar candidatul pro-România la europarlamentare. Pentru întrebarea a doua, primul va răspunde domnul președinte Traian Băsescu. Trei zile au mai rămas până la scrutin, care ar fi cea mai mare prioritate a României ca stat european, imediat după ce se stabilește noua componență a Parlamentului European. Prima prioritate este discutarea cinstită a... La microfon, vă rog. Prima prioritate este discutarea cinstită a problemelor Uniunii Europene, probleme nerezolvate care afectează și România. Sunt problemele de securitate. Invenția armatei europene este o invenție care ne poate duce la riscul, deja declarat de președintele Statelor Unite, de a ne desprinde de NATO, ceea ce e o mare greșeală. Uh, dar avem și riscurile de frontieră. Marea Neagră, Marea Baltică, unde Federația Rusă a concentrat resurse militare enorme, pentru care trebuie să găsim soluții de securizare a Uniunii Europene într-un moment în care discutăm formarea armatei europene, iar toate semnalele de la Washington sunt semnale negative. Intrând în zona internă, Uniunea Europeană. Este în cea mai dificilă perioadă din existența ei, având în vedere că problemele nerezolvate de politicieni, cum ar fi problema migrației, problema terorismului, problema insecurității frontierelor, au adus nemulțumiri, iar aceste nemulțumiri au încurajat cel mai mare pericol de desfacere a Uniunii Europene, adică naționalism, populismul și suveranismul. Nu mai vorbim de euroscepticism care exista. Deci avem obligația să combatem naționalism, populismul și suveranismul prin rezolvarea problemelor interne ale Uniunii Europene și crearea perspectivei de viitor care după mine nu poate fi decât Statele Unite ale Europei. Dar întâi să rezolvăm problemele interne care îi ajută pe uh, antieuropeni să promoveze ideea de uh, destabilizare și de diminuare a Uniunii Europene până la dispariție. Mulțumesc, domnule Băsescu, domnule Victor Pont. Așadar, se stabilește componența noului Parlament European, care e primul lucru care ne arde pe noi, pe români. Prioritatea europarlamentarilor pro-România, eu zic și a României, dar sigur sunt și altele, dar noi pentru asta ne vom concentra, este modul sau decizia privind alocările uh, pentru România noua politică regională. Mod normal ar fi trebuit să se adopte nou buget 2021-2027 în perioada președinției României. Nu s-a adoptat, e o mare problemă pentru noi, urmează Finlanda, uh, este important cât de mult fonduri vor fi alocate României. De ce? Vă spun foarte direct. Din cauza tuturor împrumuturilor și a deficitului și a tot ceea ce se întâmplă în această perioadă, România nu va avea bani de autostrăzi, de școli, de spitale, dacă nu folosește banii europeni, din resurse proprii nu va avea. Și atunci, în 2014, n-am primit destui bani. Poate primim acum mai mult. Avem un avantaj faptul că propunerea Comisiei Europene este o propunere bună, e făcută chiar de Comisarul pentru Politici Regionale, Corina Crețu, prevede o alocare suplimentară pentru România, să avem mai mulți bani, după care, într-adevăr, să avem și un guvern care vrea să ia banii aia, ceea ce azi nu avem. Asta este pentru pro-România, este, dacă m-ați întrebat, prioritatea Numărul 1. Mulțumesc foarte mult, Victor Ponta. Solicită un drept la replică, domnul Treambăsescu. Bugetul 2014-2020 este un buget care a adus o creștere de 18% față de bugetul anterior, dar, așa cum par a fi bani insuficienți, acest buget nu e cheltuit. Categorie, problema este să primim mai mult bani da. și să-i și folosim. Da, evident. Nu mai o clipă. În același timp, trebuie să avem în vedere o negociere pentru o corectă redistribuire a banilor. De ce? În următorul buget nu mai avem contribuția Regatului Unit al Marii Britanii. Deci, este puțin probabil că bugetul Uniunii va fi mai mare la, în ansamblul lui. Dar trebuie dată bătălia, cum spunea și domnul Ponta. Pentru că din acest buget foarte posibil staționar, nu în creștere, pentru că s-au creat deja niște surse suplimentare, să fie alocat într-un mod avantajos esticilor și, în mod deosebit, României care a fost dezavantajată de-a lungul timpului. Mulțumesc, domnule Trean Băsescu, domnule Dacian Cioloș, din punctul de vedere al formațiunii pe care o reprezentați în aceste alegeri, Alianța 2020-USR, după ce se stabilește componența noului Parlament European, care este marea prioritate a țării noastre. Pentru noi, ca și uh, formațiune politică Alianță, principalul obiectiv este să ne asigurăm că regăsim obiectivele noastre din programul electoral în obiectivele grupului politic ce urmează să se constituie și apoi în programul viitorului președinte al Comisiei Europene. Asta e o primă garanție că obiectivele noastre au șanse să fie îndeplinite. În ceea ce privește deciziile pe care o să le ia Parlamentul European, principala prioritate este să ne asigurăm că facem ceea ce, din păcate, președinția română a Consiliului Uniunii Europene n-a reușit să facă în aceste șase luni și anume să discute bugetul și să-l ducă mai departe în procesul decizional, să ne asigurăm că asigurăm pentru România alocarea bugetară necesară. Deci bugetul este principala prioritate. Și apoi alocările bugetare pe principalele politici comunitare de care beneficiară și România, politica de coeziune și politica agricolă comună. Din păcate, dacă în politica de coeziune și dezvoltare regională, prin propunerea comisarului avem o alocare bugetară suplimentară, în politica agricolă comună, Ministerul Agriculturii din guvernarea Dragnea Dăncilă a negociat foarte prost, pentru că pierdem câteva miliarde de euro la alocarea bugetară pentru dezvoltare rurală și trebuie să ne asigurăm că mai putem recupera ceva de acolo. Pentru noi e la fel de important, precum să avem alocare pentru politica de coeziune, să introducem și noțiunea de, ca obiectiv european, convergența reală. Pentru că obiectivul nostru este să intrăm în zona euro. E important să intrăm în zona euro în momentul în care putem asigura și o convergență reală și e important să putem aloca resurse de investiții în România din fonduri europene sau din fonduri de la Banca Europeană de Investiții pentru a asigura convergența reală. Și vrem să regăsim acest obiectiv în programul politic al Parlamentului. Mulțumesc, Dacian Cioloș. Și... și solicităm cu întrebare replică sau o completare, domnule Trean da, Pentru specific. că Vreau să discutăm foarte cinstit cu românii. Nu este un eșec al președinției române faptul că nu s-a finalizat bugetul. Nici nu era de așteptat. Este clar că bugetul 2021-2027 este un obiectiv al noilor aleși a noii comisii. Nu întrevăd posibilitatea ca la sfârșit de campanie, la sfârșit de mandat, să realizez bugetul. Și vă spun din experiența bugetului trecut, care a fost extrem de greu de negociat și s-a tranșat în Consiliul European. Un Consiliu European care era nou atunci și a avut forța să impună bugetul. În ordinea în care ați solicitat intervenția, vă rog, domnule Cioloș. Ca să fim la fel de cinstiți cu românii, trebuie să spunem că președinția României la Consiliul Uniunii Europene n-a făcut nimic pentru a face să avanseze discuțiile pe buget. Și după, toată, după, toate criticile care au venit din partea guvernului PSD al din acești ultimi ani, că ce nu face Uniunea Europeană pentru România, cu toate astea n-au venit cu niciun argument în care să permită o avansare pe negocierile pe buget. Nici eu nu m-aș fi așteptat să avem o decizie a bugetului sub președinția României, dar m-aș fi așteptat să văd argumente politice și să văd discuții la nivel politic. Din păcate, dosarele pe care s-a avansat în perioada președinției române au ținut de echipa tehnică și nu de cea politică. Vă rog, domnule Ponta. Haideți să ne uităm pe documente. Guvernul Dăncilă în ianuarie a și prezentat prioritatea președinției Consiliului Uniunii este adoptarea bugetului. Președintele Juncker și comisarul Corina Crețu au spus avem terminat, am făcut propunerea. Faptul că șase luni nu s-a făcut nimic pentru că nu ai nici prestigiu, nici capacitatea de negociere, este vina noastră. De-aia zic să nu dăm vina pe oricum orice negociere pe bani foarte complicată. Nu poți să o faci nici cu dăncilă, nici cu Dragnea. Când va-l prelua președinția Finlanda, o țară net contributoare, care nu prea e fericită să dea bani în România, Bulgaria, atunci o să vedeți ce înseamnă uh, lipsă de putere de negociere uh, și s-a văzut, de fapt, în ce spunea și domnul Cioloș. La dezvoltare regională am avut comisar român, propunerea să fie bani mai mulți, la agricultură, neavând comisar român, propunerea e să pierdem bani. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Că am ratat o șansă. Doamne, uh, -o, aș spune că. Este tot de dragul corectitudine, aș spune următorul lucru. În momentul de față nu s-au stabilit definitiv și sunt în discuție contribuțiile statelor membre. Nu sunt definitiv stabilite. Se vorbește de la 1,11 la 1,13. Asta este o negociere între șefii de stat și de guvern care va dura nopți. Deci nu poți reproșa unei președinții rotative că n-au căzut de acord liderii statelor membre asupra contribuției. În plus, după cum ați văzut, dragi colegi de dezbatere, Comisia încearcă să compenseze plecarea Marii Britanii și să nu avem un buget mai mic prin introducerea a tot felul de taxe care încă nu sunt legiferate. Prin directive aprobate. Deci, uh, uh, aș vrea să uh, informăm corect uh, românii. Dar se poate compensa bugetar, vorbind plecarea Marii Britanii din Uniunea uh, Europeană? Uh, Sau se, bugetul automatic, se, va mai se mic. Se încearcă, sunt vreo șase taxe pe care Comisia Europeană propune să fie introduse, încă n-au fost legiferate. Deci, guvernul României nu avea cum să rezolve problema bugetului. A, să înceapă niște discuții. Din naivitate, doamna Dăncilă, la început de mandat, a spus că va discuta și că e o prioritate bugetul. Probabil după ce a ajuns la Bruxelles, i-a spus cineva, doamna prim-ministru, asta nu se poate. Vă rog, domnule Cioloș. Eu am negociat în calitate de comisar european cu ministrii agriculturii. Unele lucruri care mai apoi au ajuns în Consiliul European. Domnul președinte Băsescu știe bine treaba asta. Deci, ministrul de finanțe, Teodorović, care asigura președinția Consiliului de Ministri, putea să pună pe masă în discuție unele subiecte care să ajute la o luare de decizie și ce e important pentru mine să fi marcat președinția României cu câteva idei despre cum se pot găsi soluții. Sigur că asta nu o faci. Doar uh, așa, având câteva idei și punându-le pe masă. Asta ar fi presupus ca România să joace un rol activ, proactiv în pregătirea acestei președinții, să identifice posibile uh, soluții uh, de compromis pe care să le pună deja în discuție. Nici eu nu cred că s-ar fi putut ajunge la o decizie finală privind bugetul în președinția României, dar n-am văzut nimic avansat de România pe masa discuțiilor și de aceea, din păcate, consider că e o oportunitate ratată de uh, România. Rog. Doar o completare. Uh, cum facem noi bugetul Uniunii Europene în condițiile în care România a fost ultima țară din Uniunea Europeană? Uniu, de, al României l-am adoptat ultimii. Prin martie, nu? Dacă nu Foarte mă înșel. Târziu. Cum vorbim noi de fonduri europene când noi nu avem ministru la fonduri europene azi? Deci eu ce vreau să spun... Dacă incompetența prostia e la București, să dăm vina pe cei de la Bruxelles, cum poți să negociezi? Că tot aud pe la alții, mă ne ducem să ne batem. Doamne, te bați la cârciumă. În Europa nu te bați, negociezi, îți faci aliați, îți faci parteneri, discuți, găsești soluții. Cum găsești soluții dacă tu în țara ta nu poți să-ți adopți bugetul și dacă tu în țara ta nu ai un ministru al fondurilor europene? Asta vreau eu să spun și nu cred că există scuze pentru faptul că n-am făcut nimic în aceste șase luni. Ne mai vine rândul peste 14 ani și sper că atunci să avem oameni mai deștepți la conducere. Dacă am ai puizat această temă, propun să ne îndreptăm atenția spre o altă temă. Ați pomenit deja agricultura, dublul standard pentru Est și Vest a devenit temă de campanie în Europa de Est, în mai multe state, printre care și România. Care este poziția dumneavoastră pe acest subiect și o să începem cu domnul Ponta de această dată? Eu cred că e o temă foarte populistă pe care nu o tratăm cum trebuie. Și anume, în primul rând, eu vreau să nu există produse diferite, dar nu doar cele care vin din afară. Eu vreau nici în România să nu mi-o trăvească cineva legumele, că dacă v-ați uitat, s-au învățat mm. șmecherile și în România. Deci dacă ai autoritate pentru protecția consumatorilor, ai directivă europeană, ai rezoluția Parlamentului, ai lege, aplic-o. Cine să o aplice? Statul român trebuie să o aplice. Doi, problema adevărată este alta. Faptul că nu suntem capabili în România să producem suficient de mult în industria alimentară încât să vedeți numai produse românești. De ce nu suntem capabili? Pentru că nu sprijinim producția. În 2014 aveam aceeași problemă. În supermarketuri erau numai alimente, legume, fructe. I-am chemat pe toți, eram prim-ministru și am zis cum facem? Că putem să stric și eu o străinii ne au și îmi strigați degeaba. Reduceți TVA-ul de la 24 la 9% și o să devenim competitivi. L-am redus timp de 2 ani, am avut excedent pe zona industriei alimentare. Cred că ce ar trebui să facem în loc să dăm vina păstrăinii care ne otrăvesc fântânile și ne ard holdele. Trebuie să facem o politică prin care să producem în România, și atunci vă garantez că și în supermarketurile românești, dacă e prețul mai ieftin și calitatea mai bună, o să fie produse românești. Asta cred eu că trebuie făcut. Da, am o curiozitate legată de dumneavoastră, pentru că înțelegeți un pic mai bine cultura partidului aflat la guvernare. bine și vorbesc Aces cu discurs, Acest discurs populist, în care noi suntem victime ale unor străini, ale unor veste europene care pe noi ne tratează ca cetățeni de mâna a doua, credeți că va prinde? A prins în Ungaria. Oamenii ăștia sunt convinși de aceste a prins lucruri în când în formulează Ungaria, a prins în alte asemenea, țări. Nu? Este o rețetă pe care Dragnea a importat-o, apropo de, de importuri. I-au dat-o niște străini, nu e din mintea lui, de la Taylor -man, chestia asta. Dar, într-adevăr, eu pot să vorbesc cu alegătorii PSD, cu socialdemocrați, le spun, oameni buni, stați așa, Dragnea e cel mai mare proprietar de terenuri din Telormania, vedeți, produce la calitate sau. Da, pot să le spui chestia asta. Altfel, sigur, dacă se uită doar la antena 3 la ce spune Dragnea, o să creadă, să nu credeți că e o strategie ineficientă, că a fost testată în alte țări nu este din România. Dar obligația noastră a tuturor este să le spunem oamenilor adevărul, să le deschidem ochii. Da, de mai mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Ponta. Aștept un răspuns de la domnul Dacian Cioloș în calitate de fost comisar pe agricultură. Nu o să veste europene, domnule Cioloș. Haideți să fim Suntem foarte în clar. Există standarde de calitate pentru produsele proaspete, legume, fructe și pentru produsele procesate. Pentru produsele proaspete, legume, fructe, există standarde europene care se aplică în toate statele membre și le aplică autoritățile naționale. Deci astea nu sunt standardele lui Dragnea sau ale Guvernului României, sunt standarde europene. Și sunt standarde mai ridicate decât a avut România înainte de aderare. Deci departe ideea de a spune că ne otrăvesc europenii. Dacă e o problemă, e din cauza autorităților române că nu fac controle conform normelor europene pe care trebuie să le respectăm. Și de aceea toată povestea cu camioane cu legume și cu fructe venite din străinătate cu produse uh, chimice uh, e o poveste pentru că e surprinzător că el a apărut exact în campanie electorală. De ce n-a făcut uh, autoritatea sanitar-veterinară sau pentru protecția consumatorului controle pe toată perioada, nu doar în campanie electorală, să descopere dacă sunt astfel de probleme, încă o dată cu standarde europene. Pentru produsele procesate, apropo de standardele duble, subiectul acesta e pe agenda europeană deja de 2 ani și jumătate, dacă nu mă înșel, 3 ani. Deci nu România l-a introdus în discuție și nu Dragnea. El le folosește în mod populist. E un proiect de directivă în discuție acum în Parlamentul European. Deci avem norme la nivel european pentru asta, legea lui Dragnea e una populistă ca să arate cât îl preocupă pe el problema din România. Ce alte state din Estul Europei se regăsesc în aceeași situație cu asta? Păi cam toate statele din Europa de Est au ridicat această problemă, și Slovacia, și Ungaria, și Polonia, și Cehia, și Bulgaria, pentru că a existat o practică în industria alimentară, care exista și înainte de aderarea țărilor de est în uniunea europeană de a adapta rețetele de fabricație la, la gustul consumatorilor. Dar aici trebuie să ne asigurăm că le adaptăm la gustul consumatorilor și nu avem standarde diferite la aceeași politică de în de calitate preț. De consumator... Însă problema în România Apropo de ce spunea Victor Ponta, din punctul meu de vedere, nu e atât producția de materie primă, cât capacitatea noastră de a o procesa și de a pune pe piață produse procesate românești în industria alimentară. Și aici noi trebuie să ajutăm producătorii. Ei știu să producă și subvențiile europene, investițiile pentru modernizarea producției a ajutat de când am intrat în Uniunea Europeană. Dar noi aveam, avem acum un pas important de făcut, în a ajuta pe producători să și comercializeze produsele, pentru că astăzi în, în sectorul agricol-agroalimentar nu se mai câștigă din producția de materie primă, ci câștigă cel care vinde produsul, care e în contact direct cu consumatorul. Și asta trebuie să facem noi, cu asta trebuie să-i ajutăm și nu să-i ajutăm făcând grătare la viața satului, sau uh, uh, venind cu proiecte de lege Eu am acum o altă imagine în minte, aceea a președintelui Partidului Social Democrat, care descinde în piețe, gustă căpșunile, castravetele, glorifică gustul nebunuit de bun al produselor românești, se vaietă că nu le găsim pe piață și am apoi o altă imagine a unor fermieri care au plecat din Soceava, s-au stabilit undeva pe teritoriul Ungariei. Pentru că acolo pot să cultive la capacitatea lor maximă castraveți de foarte bună calitate, pentru că acolo li se oferă piață de desfacere, condiții de depozitare. Și atunci, problema majoră care este și cum poate fi deznodat acest lanț al problemelor pentru fermierul care are capacitatea de a produce, dar nu ajunge să-și vândă. Da, vă spuneam, e în primul rând problema comercializării și uh, procesării produselor în fermă. Pentru producătorii agricoli, în etapa următoare, eu cred că nu putem ocoli subiectul asocierii sau a investițiilor comune, colective, în capacități de stocare și capacități de procesare. Fără excepție, în toate statele membre care au un sector agroalimentar important, care contează, în toate aceste state membre, producătorii sunt asociați în proporție de peste 50% din numărul total a agricultorilor din țările respective. 50, 60, 70% din producători își comercializează produsele în forme asociative. Pentru că asta e modalitatea prin care poți să ții valoarea adăugată la producători. Mulțumesc, Dacian, celorși domnule Traian cu aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. La microfon, vă rog. Avem două categorii de probleme, după părerea mea, în uh, uh, industria alimentară. Cea mai mare problemă este că nu avem. Adică nu putem valorifica producția prin industrializare și creșterea uh, uh, veniturilor celor care uh, fac și uh, producția de materii prime. Al doilea lucru este diferența de subvenție. Pe care o primesc agricultorii, fermierii români, în raport cu fermierii francezi, spre exemplu, sau spanioli. Și asta este o chestiune de regulament a Uniunii Europene. Noi am crescut subvenția de la 130 de euro la hectar, spre exemplu, mă refer la grâu porumb, la 196. Dar încă e mare diferența între noi și fermierul francez. Deci aici trebuie să existe o soluție prin, foarte probabil, prin flexibilizarea pilonului 1 și 2 din politica agricolă comună, unde avem bani pentru dezvoltare rurală și pentru subvenții și să putem transfera mai mult de la dezvoltare rurală către subvenții. Pentru că altfel, facem cum făcea Dragnea, care era alaltă ieri cu, cu Roșia în gură și spunea ia uite, roșiile din, din Spania sunt uh, 3 lei kilogramul și roșiile din România sunt 10 lei kilogramul. Păi da, pentru că fermierul român are 3.000 de euro subvenție la 1.000 de metri de răsaduri de roșii, iar fermierul spaniol are 6.000 de euro. Și atunci, sigur că această diferență se vede în prețul de pe piață. Deci sunt lucruri care trebuie rezolvate până când vom ajunge să fie... Egalată subvenția cu cea a fermierului francez, ceea ce cred că este chestiune de încă două-trei exerciții bugetare, putem să flexibilizăm mai mult pilonul 1 și 2 și să ducem mai mult în partea de subvenție. Da, am o curiozitate, domnule președinte, pentru că sunteți campionul absolut al băilor de mulțime în România și nu cred că e un secret pentru nimeni. Prind astfel de descinderi în piețe a poza în patriotul absolut care nu se atinge de gorgonzola Are și mănâncă numai brânză românească? Vă rog, oferiți-mi acest răspuns. Dacă prind astfel de prestații la marele public, descinderile în piețe, Pozând în acest moment absolut pur și care mănâncă sunt, nu numai din producția internă. Sunt necesare. Spre exemplu... V au adus eu, beneficii? Eu dacă vreau să, să testez uh, uh, care e reacția publicului față de mine, este greu să mă încred în Imas și în curs și în toate celelalte. Pur și simplu m-am dus la uh, satul mare unde îmi și place mult să mă duc am fost și când eram președinte, am fost și acum ca simplu senator. Și am fost foarte bine primit. Este, te încarci în relația cu uh, publicul, parcă ei de la ei energie. Sigur, ți se poate întâmpla să iei și o jurătură, două, important e să nu fie majoritatea cei care te fluieră, <laughs> pentru că politica e despre jumătate plus unu. Mulțumesc pentru acest insight. Vă rog, domnule Dacia Angeloș. Legat de subvențiile pentru agricultori, noi nu o să ajungem nici în două, nici în trei cicluri bugetare la nivelul subvențiilor, nu din Franța, că nu acolo sunt cele mai ridicate, în Olanda și Belgia, de exemplu, unde nivelul de subvenții sunt cele mai ridicate, pentru că ne raportăm la un calcul istoric al subvențiilor, Din punctul meu de vedere, soluția este să regândim complet modul de redistribuire a banilor în politica agricolă comună. Nu se mai justifică acest tip de uh, subvenții alocate pe hectar sau pe mărimea fermelor. Noi trebuie să dăm bani agricultorilor pentru ca ei să devină performanți și să poată să investească în a comercializa uh, produsele, în primul rând. Deci să le producă, dar să le și comercializeze, să introducă tehnologiile noi, să se poată organiza, să-și poată gestiona riscurile, pentru că asta e cea mai mare problemă cu impact asupra veniturilor agricultorilor, riscurile climatice și riscurile de piață. Și eu asta o să propun în dezbatele pe care o să le avem în Parlamentul European. Nu o să se întâmple acum, în, această, în acest mandat al Parlamentului și al Comisiei. Dar putem începe discuția acum. Și cred că toate statele din Europa de Est vor susține această idee, pentru că nu mai trebuie să tot fim la trena țărilor din Europa Occidentală, să cerem o redistribuire a subvenților, pentru că nu o să se întâmple. Fiecare ține cu dinții de alocarea lui bugetară. Eu, când am fost comisar european, am obținut o altă cheie de redistribuire a fondurilor, dar trebuie să mergem mai departe, să gândim alte tipuri de măsuri pe baza cărora să fie distribuite fondurile europene, alte tipuri de investiții și de alocări bugetare și ele să țină cont și de realitățile din Europa de Est. Europa de Est nu mai poate să fie uh, tot timpul adaptată la modelul Europei de Vest. Trebuie să regândim modelul politic agricole comune și eu cred că putem face lucrul acesta. Mulțumesc, Dacian solicit timp suplimentar pe această temă și domnul Victor Pan. Vreau să mă întorc, nu, la întrebarea dumneavoastră cu băile de mulțime, lăsând la o parte faptul că ultimele băi de mulțime ale lui Dragnea au fost cu jandarmii, că îl păzeau. Nu sunt chiar băi de mulțime Dar vedeți, eu, eu vorbesc cu cei pe care încearcă să-i păcălească Dragnea Eu merg în județele roșii, vorbesc cu pă, roșii în sens de vot, nu de altceva Acum să vorbesc nu ne întrebăm cu, cine l-a înroșit cu, cu, cu mult timp în urmă Da, 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 da Va, Eu vorbesc cu acei oameni le și asta, le, le explic următorul lucru Domnule Dragnea asta, patriotul, socialistul, săracul Tu ai casă pe două străzi, cum are el la Alexandria? Păi na, mă, că, văd, dar tu-ți faci vacanțele în Brazilia sau în Maldive, tu zbori cu elicoptere private, cu avioane, bă, tu nu-ți dai seama că tu iei 3 milioane și jumătate de euro subvenție la partid Uh, și atunci oamenii zic, da, domnule, stai, cam hoț, e... Uh, și atunci te lași păcălit, îl crezi cu chestia asta. Dacă vrea să te ajute cu roșiile, să fie mai... Să dea... De ce nu ți l-a dat anul trecut, că era la guvernare, nu l-a oprit nici Cioloș, nici Băsescu, nici uh, soroj, nici nimeni. De ce nu ți-a dat acum 2 ani? De ce nu ți-a dat acum 2 luni? De ce vine numai acum, când e disperat că duminică să ieși la vot, să te scoată primarul la vot, vine și îți promite. Uh, vă spun un lucru și sigur poate că aici o să stârnesc drepturi la replică. Dacă nu făceam pro-românia, toți acești oameni ar fi fost mult mai ușor de luat de Dragnea. Eu pot, asta vreau să fac, să mă adresez acestor oameni, să le deschid ochii și sper ca duminică să am succes pe tema asta. Vă rog, domnule Băsescu. Aș vrea să insist asupra unei soluții. Am discutat că va dura 2-3 exerciții bugetare. Dacă mulțim cu șapte, vedem că sunt 21 de ani. Până când s-ar putea să se uh, egalizeze subvenția pentru francezi și români, la fermieri mă refer, sau olandezi și români. Dar avem acest mijloc pe care trebuie să-l obținem definitivat de la Uniunea Europeană ca practică, să putem mișca bani între pilonul 2 și pilonul 1. Adică să luăm bani de la dezvoltare rurală, pentru că, iată, România a distribuit acum primarilor 10 miliarde de euro din alte surse pentru dezvoltare rurală și bani de la dezvoltare rurală primiți de la Uniunea Europeană să-i transferăm către subvenții pentru a reduce această diferență de subvenții între este europeni în general și uh, țările vechi. Eu nu spun că toți vor să facă asta, dar în România se simte această nevoie. Și aș vrea să mai fac o completare în consolidarea la ce a spus domnul Cioloș. Eram președinte și uh, treceam prin comuna Dăbuleni. Am oprit comuna pentru că pur și simplu era des am oprit mașina, era desperiat câte căruțe și remorci cu pepeni erau încărcate în stânga și în dreapta drumului și ce așteptau? Samsarii de la București, care le dădeau 20 de bani pe kilogramul de pepene și veneau și îl vindeau aici. De ce? Pentru că nu au vrut să se asocieze ca să poată dezvolta niște depozite regionale și atunci venea Carrefour și lua din depozit cu certificat, că de pe marginea drumului nu o să ia niciodată. Deci una din chei este asocierea ca să înceapă construcția lanțului producție Depozitare, distribuție, piață. Sunt convins că aveți dreptate, dar mi-e greu să plasez toată responsabilitatea pe umerii unor oameni care nu au avut parte de educație economică, educație financiară și trebuie Nu vă supărați! Trebuie să lucrăm ușor- ușor la mentalitate. Oamenii ăștia sunt speriați de comunism, de perioada când erau gospodării agricole. Vina responsabilitatea e toată noastră că n-am dus o muncă de convingere. Ieri m-am întâlnit cu producători din Dăbuleni la Craiova și mi-a spus, gata, ne-am asociat, facem depozit. Aveți un de... interes suspect pentru această zonă. Nu, mă, e o zonă care a rămas, m-a marcat, dintr-un motiv simplu. Joana, cum Joana. era a, tot timpul la Dăbuleni și m-am dus și eu. Vă rog, domnule Cioloș. Uh, da, eu nu sunt... Uh întru totul de acord cu ideea de a trece bani de la dezvoltare rurală la subvenții, pentru că în programul de dezvoltare rurală noi avem măsuri prin care finanțăm instalarea tinerilor, acea primă de instalare a tinerilor. Sau de acolo putem distribui mai bine banii pentru fermele mici și mijlocii ca să investească să se modernizeze. Și în jumătatea de nord a țării am avut discuții cu agricultori pe subiectul ăsta și în zona Baia Mare, Satu Mare, dar și în zona Suceava iași, la fel cum am avut și în zona Timișoarei Aradului. Și avem în continuare nevoie de bani ăștia pentru a -i investi și a-i canaliza în investiții. Și domnul președinte Băsescu mi-a dat un argument în acest sens. Depozitele, investițiile în depozite, capacități de stocare și transport se fac tot prin programul de dezvoltare rurală. Eu cred că putem găsi intermediar soluții pentru a compensa uh, subvențiile, dacă am folosit mai bine și banii de la buget care se dau în agricultură, uh, să compensăm aceste subvenții, dar noi avem nevoie în continuare de investiții în programul de dezvoltare rurală, cu atât mai mult cu cât de acolo ni se iau bani acum. De acolo pierdem vreo uh, un miliard și ceva, două miliarde pe propunerea de alocare bugetară a Comisiei Europene și de asta cred că trebuie să ne gândim bine la cum gestionăm banii ăștia. Mulțumesc foarte mult, insistă domnul Băsescu să A, aibă ultimul cuvânt, Atrag atenția că, că, că mai puțin de un minut până in, la știr. Insist pentru că banii de dezvoltare rurală în momentul de față pot fi ușor substituiți. Ei pot fi legal luați de la dezvoltare rurală din politica agricolă comună, dar pot fi substituiți cu ușurință, spre exemplu, din banii alocați de Uniunea Europeană în programe separate și România n-a tras niciun euro din 800 de milioane alocați pentru startup-uri pentru tineri. Deci, uh, orice guvern trebuie să gândească toate posibilitățile puse nu vreți la dispoziție. Banii de la startup pentru agricultură, sper. Cum? Nu? nu, nu, nu. Lăsați pentru... tinerii să nu, facă. Nu, nu, business, nu, că ăsta e viitorul. Ascult, uh, nu mai puțin. Să Domnul Ponta, numai să înțelegeți, trebuie să mă ascultați. Deci, banii de la dezvoltare rurală, care sunt în programul mă, mă, de politică agricolă comună, pot fi parțial transferați la subvenții, iar în ceea ce privește crearea de locuri de muncă pentru tineri în mediul rural, este un program special al Comisiei în care noi avem 800 de milioane alocați și n-am tras niciun leu. Iar sugestia Comisiei este startup-uri pentru tineri și creare de IMM-uri în zonele cu concentrări de Mulțumesc foarte uh, mult, am epuizat timpul pentru prima parte. Vă mulțumesc deocamdată. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, apoi știrile Europa FM, după care continuăm dezbaterea noastră. Rămâneți cu noi, situație unică, așadar, cum până acum, fostul președinte Traian Băsescu, fostul prim-ministru Dacian Cioloș, fostul prim-ministru Victor Ponta, toți trei în încercarea de a vă convinge să le acordați votul în campania pentru alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai. Rămâneți în Piața Victoriei. Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Suntem la Piața Victoriei și este ultima confruntare electorală organizată de postul nostru de radio înainte de alegerile europarlamentare de duminică 26 mai. Iar la această ultimă confruntare, temperatura este destul de ridicată în platoul nostru pentru că au venit alături de mine Dacian Cioloș este candidatul Alianței 2020 USR Plus la alegerile europarlamentare. Traian Băsescu este primul pe lista a Partidului Mișcarea Populară la alegerile europarlamentare. Mulțumesc foarte mult. De de și domnul Victor Ponta, cel care candidează în fruntea listei pro-România la legele europarlamentare și care își dorește să aducă niște puncte de vedere suplimentare la discuția anterioară pauzei de publicitate pe agricultură. Sper Vă rog. că n a uitat oamenii subiectul nu și nu nimic. doar că ați fac polemică cu domnul Băsescu deși îmi face plăcere. Vreau să precizez ce 800 de milioane alocați României, din care s-a cheltuit 0 euro până în acest moment, sunt pentru cei cel mai important pentru România, să investim în proiecte noi, în start uri în IT, în business, în tineret. Am înțeles agricultura, ok, dar nu, suntem în secolul 21. Important este să folosim cei 800 de milioane, pe care oricum nu putem să-i transferăm la agricultură, dar eu cred că problema noastră este să convingem autoritățile române să facă o procedură, un ghid mult mai simplu, în așa fel încât să investim în ceea ce investește Europa și America. IT, cercetare, start uri oameni tineri, Altfel o să rămânem cu agricultura și o să ne supărăm de ce rămânem săraci. Asta vreau să spun. Nu e o polemică, dar e punctul da, meu de vedere. Da, dar uh, uh, pentru că s-a vrut un, uh, o replică la punctul meu de vedere, am o rugăminte, domnul Ponta. Când vorbesc, urmăriți-mă cu atenție. Pentru că asta, exact asta, am spus și eu. Cei 800 de milioane necheltuiți pot fi cheltuiți pentru start uri în, inclusiv în mediul rural, și nu spune nimeni că în mediul rural trebuie să creăm numai mici uh, societăți care să fie dedicate agriculturii. De ce nu vă gândiți că în mediul rural putem duce mici societăți care să înceapă afaceri în IT? Ce vă Că N-ați mai fost în mediul rural de mult. Nu, IT-ul, tinerii, cei care se gândesc la viitor vor fi în orașele mari. Vă Îmi pare rău. În rural se pot face ce spunea și Dacian, asocieri, ferme mai mari, mai performante, dar haideți să luăm bani europeni pentru cei tineri să investească în viitor. Iar investim în secolul trecut? Asta vreau să spun. Haideți, vă rog, domnule Ciolo, nu, știu că vreți să interveniți. spus bine și îi, des, bine de tot, îi dar... desconsiderați pe uh, tinerii din mediul rural, care termină și ei un liceu și pot care să dezvolte... vor să vină în oraș domnilor, sau pleacă din dar țară. Dar avem un absolvent de agronomie aici, un specialist, care cred că încă se simte tânăr. Și, Vă de, ce rug, să domnilor, -ajut și să, de ce să nu-l ajuți să lanseze un startup în mediul rural pe absolventul de liceu agricol? Sunt activitățile agricole destinate exclusiv unui public îmbătrânit în acest moment în România? Nu, eu cred că atunci când vorbim de mâncare, ca să fim mai uh, direct, mai clar, asta îi vizează și pe cei din mediul urban care vor să aibă ce să cumpere, produse de calitate, produse din uh, proximitate. Și uh, de aceea cred că dezbaterea asta, discuția despre cum producem produse de calitate în România, interesează și pe ei. Pentru că noi trebuie să combatem în mediul rural sărăcia și asta trebuie să o facem prin investiții. Și asta interesează și pe cei din uh, mediul urban, să combatem sărăcia uh, acolo și, pe de altă parte, să avem ce mânca produse românești, produse locale în mediul urban. De aceea, toată discuția asta, eu cred că interesează și pe cei din mediul urban direct. Sunt de acord că avem nevoie de investiții în startup-uri, să ajutăm tinerii, dar nu doar cei care lansează startup-uri, antreprenorii. Și păște o să-i lansăm, păștă o să-i ajutăm dacă nu mai zăpăcim de cap politica fiscală și uh, legislația din domeniul economic în uh, general. Pentru că în felul ăsta am blocat investițiile, uh, de fapt. Dar uh, o să ajutăm în mediul urban dacă stimulăm investițiile să creăm locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite. Și cred că uh, ăsta e un uh, alt subiect pe care merită să-l discutăm. Însă a produce uh, mâncare în mediu rural uh, la prețuri accesibile E un lucru important și pentru cei din mediul urban și asta poate să fie una din modalitățile în care recreăm punți între rural și urban, punți care au fost rupte prin politica asta de dezbinare pe care a provocat-o și o provoacă în continuare PSD. Mulțumesc, ne atenția spre următoarea temă și la următoarea întrebare. Primul care răspunde este domnul Dacian Cioloș. Cum vedeți viitorul Europei imediat după alegeri, având în vedere că pentru moment nu se prefigurează un grup politic câștigător clar al acestor alegeri. Și avem trei grupuri mari, le-ați pomenit și dumneavoastră, popularii europeni, socialiști și grupul liberal al de Marș vor trebui să negocieze aceste poziții importante. Care va fi puterea noastră de negociere a europarlamentarilor român în viitoarea configurație de putere? Ce poziții importante am putea obține noi și cu cine veți negocia fiecare dintre formațiunile pe care le reprezentați? În primul rând, e important să ne asigurăm după alegerile astea că au loc Negocieri consistente între forțele care vor o modernizare a Europei, dar care vor consolidarea Europei, și uh, forțele uh, politice, naționaliste și populiste, care vor o slăbire a Europei. Și ați, uh, ați citat grupurile politice care pot face o alianță și care sunt forțe pro-europene, care vor modernizarea Europei. E important să ne asigurăm că ele găsesc o platformă comună politică ce să fie reprezentată de un președinte al Comisiei Europene care să integreze aceste lucruri. Eu cred că puterea de negociere va depinde nu doar de numărul de parlamentari pe care vom avea delegațiile românești în diferitele familii politice sau în diferitele grupuri politice, dar și competența, experiența de negociere și uh, capacitatea de reprezentare la nivel european a oamenilor ăstora pentru a negocia poziții politice importante. Pozi poziții politice importante nu sunt doar în Parlamentul European, unde noi, cel puțin în noul grup uh, creat, ne vom asigura că uh, putem negocia uh, poziții importante pentru noi și cred că cu lista pe care o avem cu calitatea oamenilor de pe listă, avem un fost prim-ministru, avem câțiva foști miniștri, oameni care cunosc problematica europeană, putem negocia lucrul ăsta, dar va fi important pentru România, pentru președintele României, guvernul României, să se asigure că România se regăsește și uh, în negocierile pentru una din funcțiile mari, importante la nivel european, președinte al Comisiei, al Parlamentului, al Consiliului uh, European, și în alt reprezentant pentru relații externe. Europa de Est să se regăsească pe una din pozițiile astea și cred că România ar trebui să fie bine plasată să obțină o astfel de funcție, dat fiind faptul că celelalte țări din Europa de Est cu forță politică sunt mai degrabă țări conduse de guverne populiste. Mulțumesc, Dacian Cioloș a fost candidatul Alianței 2020 USR+. Următorul răspuns vine de la candidatul Partidului Mișcarea Populară, domnul Traian Băsescu. Da, se complică se complică se, se complică mă, formula politică la Bruxelles pentru acest mandat de 5 ani al Parlamentului și al Comisiei. Uh, nu vor mai fi suficienți populari și socialiștii. În mod categoric și s-a văzut și în discuțiile din culise de la Sibiu, președintele Macron va vrea cu uh, noul său partid să joace un rol alături de liberali, va trebui să îi se dea un rol important, dar categoric nu președinția comisiei. De ce va trebui? Va trebui pentru că altfel nu se poate face majoritatea care să susțină Comisia. Însă, exigențele președintelui Macron sunt legate de președinția Comisiei Europene, care, însă, este definită prin tratatul de la Lisabona cu acest candidat al grupurilor uh, uh, politice și câștigă funcția. Cel care are cel mai mare număr de voturi, grupul politic cu cel mai mare număr de voturi. Deci, domnul Macron va trebui să găsească o formulă alta decât președinte al Comisiei Europene. Aș mai spune un lucru care, din păcate, are puține șanse să se întâmple. Ne trebuie o comisie extrem de puternică și un Consiliu European extrem de puternic pentru a relansa Uniunea Europeană, altfel Uniunea Europeană pâlpâie. iar faptul că s-a demonstrat că din Uniunea Europeană se poate ieși, este cel mai puternic semnal politic care arată nevoia de, de relansare a proiectului european. Mulțumesc domnule Treambăsescu, domnule Victor Ponta, pro România. Eu sunt și vreau să fiu alături de social democrații europeni. Chiar dacă atâta timp cât am fost prim ministru, cred că toți cei care nu m-au votat sau sunt de acord că am luat măsuri liberale. Codul fiscal, măsurile pe care le-am luat pentru economie au fost măsuri liberale, că eu cred că fără măsuri liberale nu sprijin economia privată. Și dacă economia privată nu e sprijinită, nu sunt taxe și impozite ca să ții partea publică. Dar la nivel european, cum v-am spus și la început, eu sper și mă bucur că în continuare Europa va fi condusă de cele trei grupuri pro-europene, PPE-ul în care e domnul Băsescu, Liberalii, în care probabil va fi domnul Ciolo, Socialdemocrații, în care în niciun caz nu poți să-i lași pe PSD, Social-democrații europeni chiar sunt pro-europeni, chiar sunt pro-stat de drept, chiar sunt progresiști și locul Corinei Crețu al celorlalți de la Proromânia, chiar e la Socialdemocrați. Sunt câteva idei pe care Timmermans, candidatul Socialdemocrat, le-a enunțat și care cu siguranță vor fi pe masa negocierilor pentru viitoarea comisie și pe care eu le cred foarte bune. Salariu minim european. Știu că e foarte greu în acest moment, dar nu trebuie să ne batem pentru ideea ca un salariu minim să există la nivel european. 2. O chestiune care pSD-al de-au votat contra, deși era foarte bună pentru România. Noi să facem un mecanism pentru toate cele 27 sau 28 de țări. În care să respect respecti statul de drept, dacă nu respecti, primești sancțiuni. N-am înțeles de ce PSD-ul și alții au fost contra. Eu am zis, voi vreți să furați banii sau de ce sunteți contra. Că e bine să nu mai fie MCV doar pentru România și Bulgaria, e bine să avem un mecanism pentru toată lumea. Ești corect, n-ai nicio problemă, nu respect statul de drept, adică n-ai un sistem de justiție independent, nu ai control, că ești în Portugalia, în Finlanda sau în România, te ard la bani, că altfel nu, nu există o altă sancțiune. Deci, din punctul ăsta de vedere, e foarte important ca cele trei mari familii Politice să aibă și în România niște parteneri. Dragnea nu e partener pentru socialdemocrații europeni. Este important ca fiecare în grupul lui să se lupte pentru niște idei care sunt și în avantajul nostru, dar în avantajul construcției europene și, într-adevăr, să păstrăm România pe un drum european de pe care am deraiat. Mai vreau să vă spun un lucru și nu vreau să târnesc polemici, dar cred că o să-l înțelegeți. Dincolo de vorbe, cine e pro-european și anti Eu am avut un moment în viață, eu, Victor Ponta, care 2012, faimoasă, nu săriți, că nu știți despre ce vreau să vorbesc, în care am înțeles că, deși au votat 90% să-l demită pe domnul Băsescu, m-am întâlnit cu domnul Baroso, cu domnul Schulz, mi-a zis, bă, în Europa nu se face așa, voi ce drum alegeți. Și am zis, bine, mai, mai bine mai stau cu Băsescu 2 ani decât să ieși din Europa. A, ceea ce zău că nu mi-a făcut plăcere. Dar asta vorbesc despre faptul că totuși sunt momente în care bătăliile noastre interne, pe care le au și ei acolo, sunt mai puțin importante decât drumul unei țări. Ori noi pe 26 mai, chiar vorbim despre drumul țării, nu că merge Cioloș, Băsescu sau Ponta la Bruxelles, și dacă mergem pe drumul lui Dragnea, drumul ăla de Tellerman de 900 de metri kilometru, sau dacă totuși, așa cum suntem noi, cu păcatele noastre, mergem tot pe drumul european. Despre asta e vorba, am consumat un pic mai mult timp ca să nu, nu Chiar suntem că... în situația în care dumneavoastră mai aveți la dispoziție -am vorbit mai mult timp. Domnule Treambăsescu, înainte să vă exprimați, vă rog să, <laughs> să, să fiți atent la cronometru, mai aveți doar 1 minut și 26 de, de secunde. Da, și rugăminta în este... Cea mai în vârstă și este... Este să răspundă okay. subțint. Nu, am de făcut o corecție la ce a spus domnul Ponta. În momentul de față, se aplică sancțiuni financiare statelor pe chestiuni de corupție. Dacă se constată că n-ai respectat regulile de achiziție sau sunt fapte de corupție, aceste sancțiuni financiare se aplică. Nu se aplică sancțiuni financiare pentru abordări politice de genul stat de drept. Încă nu s-a. În tratatul de la Lisabona nu avem o astfel de prevedere. Și eu cred că este obligatoriu să unificăm mijloacele de apreciere despre state. Domnul președinte, există pericolul să ajungem în situația absolut absurdă pentru noi toți românii, da. ca dumneavoastră să trebuiască să tăceți și să vorbească doar Victor Ponta. În sfârșit. nu, ceva însă. nu mă, <laughs> mă, numai, numai așa ar putea să convingă pe cineva. Nu, vă rog, da, domnule Ponta. Dați-mi da voie să încerc să conving. Despre ce vorbim aici, ca să înțeleagă oamenii. Cum funcționează acum sistemul și e greșit și de aceea cred că îl știe la fel ca și mine. Comisia Europeană, olaf de fapt, da? a venit și a constatat că firma Teldrum, prin fraudă, a obținut 32 de milioane de euro. Știți ce s-a întâmplat cu banii? Așa e. I-am dat înapoi la uh, Comisia Europeană. Știți din ce i-am dat? Din buget, din taxele și impozitele celor care ne ascultă și ne văd pe noi. Asta este, de fapt, problema României și asta, de asta ne ceartă Comisia Europeană. Spune, domnule, noi vă dăm bani din taxele nemților francezilor. Dar nu-i furați, unul, și doi, folosiți la ce ați zis, nu-i folosiți la altceva. Ați, fă, ați aplica pentru podul de la Braila. duceți-i la podul de la Brăila. Ați aplica pentru uh, autostrada uh, Iași-Târgu și folosiți acolo. De fapt, asta e bătălia noastră ca să-i convingem pe români, nu că europenii ne vor rău, ci că noi, cei de la București, sau mă rog, cei care sunt acum, nu respectă niște reguli fără de care nu primim acei bani. Asta era completarea mea. Da, Victor, de acord, dar avem următoarea problemă. Nu s-au dat din buget banii de stat, banii la Teldrum. Banii la Teldrum nu s-au mai dat banii europeni și a trebuit să se plătească lucrarea din bugetul de stat, iar Uniunea Europeană n-a mai plătit facturile mai pe mai care zis. trebuia să le plătească. Deci n-am mai luat banii. Vreau ca mecanismele astea să fie corect prezentate românilor. Domnule Ponta, pentru că v-ați plasat ca un partener de dialog pentru socialiștii europeni, uh, întrebare, știm, am văzut-o pe Ana Gomez la Madrid, protestând de față cu Victor Ponta, am auzit toate semnalele, știm ce spune Franz Timmermans, dar totuși, socialiștii europeni sunt acum în situația în care își pot permite să excludă PSD din familia lor? Da, dacă obține pro-România suficient de multe mandate ca să compenseze pierderea psd -știlor. da, mai ales că vreau să spun un lucru, dintre cei care sunt pe lista PSD, trei dintre ei pleacă de la PSD a, a doua zi cei puși de la partidul domnului Voiculescu. Mai sunt vreo 2-3 care chiar cred că sunt socialdemocrați și nu pleacă cu Dragnea la suveraniști, la Salvini, în altă parte. Se poate. Până la urmă, grupul Alde a făcut un calcul foarte pragmatic. Pierde 2-3 euro parlamentar de la Tăricianu, dar ia 5-6 sau câți ori lua Ciolo și cu Barna. Asta trebuie să încerc și asta încerc și m-am dus, m-am văzut cu Timerman, cu Bulman, cu toți ceilalți, le-am zis, da, domne, nu pot să iau eu acum la Pro România tot atâtea mandate câte are PSD-ul. Dar vă compensez din acea pierdere, puteți să mai compensați și în alte părți și în primul rând când tu Timerman să te duci și te lupți cu Weber și zici că tu ești cu statul de drept, nu-ți mai spune și cu Dragnea ce faci că trebuie să baci capul în pământ. E o negociere grea până la urmă, sigur că fiecare vot contează. Dar asta e, de fapt, bătălia noastră la Bruxelles, pro-românia, să compensăm aceste pierderi de voturi și să le dăm uh, socialiștilor curajul să ia decizia pe care ați văzut-o, au înghețat acum relațiile, să. Hai domnule, ce legătură mai are uh, Dragnea și ai lui cu, cu Social-Democrația Europeană? Despre asta vorbim. O negociere, o negociere în care și dumneavoastră, domnule Cioloș, intrați. Da o negociere în care intrați și dumneavoastră, domnule Cioloș, în ciuda faptului că formațiunea pe care o reprezentați, partidul pe care l-ați fondat este la primul test electoral, în asta vezi deja acea anvergură internațională care vă așează la masa tratativelor. Vor fi negocieri dure, se va găsi loc pentru Alianța 2020-USR+, în această nouă construcție, în puncte cheie, în poziții de decizie? Alianța 2020-USR+, e... Hai să spun așa informal deocamdată, cofondatoare acestui nou grup. Am avut discuții cu, cu cei de la Omarș, am avut o discuție directă cu președintele Macron în marja Consiliului European de la Sibiu, am avut discuții cu cei de la Ciudadanos, cu alte partide care acum sunt în grupul liberal european. Deci da, suntem, să spun, cofondatori și cu siguranță experiența candidaților noștri care vor merge în Parlamentul European o să ne ajute să obținem poziții de responsabilitate în cadrul grupului și să contăm în discuțiile și negocierile care vor avea loc în Parlamentul European. Șapte secunde mai aveți teoretic, domnule președinte, A. dar nu vreți să răspundeți la următoarea întrebare și să vedem cum A, vă plasați... Hai, Președintele, să vreau să spun, mare lucru. De vreau să spun al că socialiștii nu i-vor da afară pe PSD pentru că Timmermans este un demagog. Vorbim și despre președintele actual al României care a, a inițiat -a un referendum spunem, pe justiție și care se desfășoară concomitent cu alegerile europarlamentare. Susțineți sau nu această idee, domnule președinte? Categoric o susțin, chiar în condițiile în care întrebările sunt neinspirat formulate, dar o infirmare, o neinvalidare a acestui referendum ar da apă la moară dezastrului din justiție. Așa că îl susțin fără rezerve și îndemn pe toți cei care merg la vot să uh, voteze da, chiar dacă nu înțeleg a doua întrebare prea bine, dar să voteze da pentru că altfel vor, vor da o putere politică o justificare politică enormă lui Dragnea și a lui. Mulțumesc, domnule Ponta. Vedeți de ce iubesc eu tehnologia? Până și computerul a zis că timpul domnului Băsescu a expirat, dar cei și cu mine mai avem încă timp. E așa încât eu pot să vă spun că mă duc la referendum și votez da. Asta a da. fost o răutate, domnule Punta. Avem multe între noi, nu vă băgați. Mă duc la referendum, votez da. Uh, Mi-aș fi dorit să-mi dezamăgit de modul politic în care a fost tratată chestia. Cred că domnul Iohannis a fost încăpățânat sau uh, trebuia să fie o singură întrebare, nu două, pentru că vor fi mai multe buletine de vot, foarte mulți oameni se vor încurca. Trebuia să fie o întrebare simplă și clară, pe care o înțelegea și cel cu patru clase, și cel cu doctoratul. Și anume, sunteți de acord ca cei condamnați penal de un judecător să nu mai fie deputat, senator, ministru, președinte? Cred că și psd ar fi votat, da? Și se putea aplica de-a doua zi. De ce? Că este o lege care spune că dacă ești condamnat poți fi ministru. Așa că întrebările sunt complicate. Sper ca oamenii totuși să vină pentru un principiu, pentru că până la urmă principiul este corect. Uh, și da, mă voi duce la referendum, dar evident uh, nu fac iluzii că va avea efecte imediat. Efect imediat poate să aibă un vot masiv împotriva lui Dragnea pe 26, și efecte în Parlamentul European poate să aibă faptul că pro-românia reușește să compenseze voturile PSD-ului și să rămânem în toate cele trei grupuri cu reprezentanți pro-europeni. Mulțumesc foarte mult, Victor Ponta. Domnule Cioloș, Alianța 2020-USR Plus susține acest referendum sau nu? Da, susținem acest referendum cu atât mai mult cu cât îl cerem de 2 ani de zile. Dacă nu, de mai bine de 2 ani de zile am cerut un referendum prin care românii să poată să spună majorității. PSD ALDE că nu sunt de acord cu atacul la legile justiției. Și din punctul meu de vedere e simplu. Românii, dacă vor vota da la referendum și asta e îndemn să facă, vor spune că nu sunt de acord cu amnistierea și grațierea corupților, vor spune că nu sunt de acord cu modificarea intempestivă a legilor justiției prin ordonanță de urgență, deci că nu sunt de acord ca în continuare guvernarea PSD-alde să se mai lege de justiție. A trebui să așteptăm să avem o majoritate uh, politică din care să facă parte și uh, Alianța 2020 USR, Plus, ca să uh, corectăm uh, unele greșeli pe care le-au făcut. Uh, guvernarea PSD-ALDE și să punem justiția la locul ei ca să putem începe construcția României. Pentru că, din păcate, am vorbit prea mult despre justiție și prea puțin despre cum creăm locuri de muncă, cum oferim șanse tinerilor să rămână în țară și să nu mai plece de aici, cum combatem uh, sărăcia și cum creăm prosperitatea aia pro promisă de... PSD. Mulțumesc că am ajuns la momentul pe care vi l-am promis. Am rezervat niște minute pentru fiecare dintre noastre să vă transmiteți mesajul către alegători fără să fiți întrerupți. Și aici, domnule Treambăsescu, trebuie să apelăm la îngăduința contra candidaților dumneavoastră. Dacă domnul Dacian Cioloș, dacă domnul Victor Ponta sunt de acord să vă acordăm un minut suplimentar. Eu nu sunt, Doamne, da, o să-i acordat în, în modul cel mai cinstit, Consenț. nu am nevoie de îngăduința nimănui. Deci am renunțat. Ați renunțat? Da. Am Ați avut suficient timp, nu-i așa? Nu! <laughs> păi, despre Uniunea Europeană s-a discutat foarte superficial și am discutat foarte mult despre Dragnea, ceea ce a făcut și au făcut și liberalii, Și Ponta, și, și domnul Ponta și domnul Iohan. Mulțumesc! Domnule Victor Ponta, din acest moment aveți la dispoziție un minut, două chiar. Să vă adresați alegătorilor fără să fiți întrerupt. Sunt de suficiente. Mine. În primul rând vreau să spun că dacă nu era pro România, foarte multe voturi s-ar fi dus pre Liviu Dragnea PSD și sunt bucuros că am reușit să i conving pe Corina Crețu, pe Tudose, pe Iurie Leancă, oameni care totuși sunt apreciați să fie pe această listă a pro-românia, cu siguranță sunt foarte buni pentru Parlamentul European. Au cunoștințele necesare, au pregătirea necesară, au respectul câștigat și, când vor merge acolo, nu vor merge să zboare cu avionul și să-și ia diurna, ci vor fi într-adevăr eficienți în creând relații, parteneriate cu ceilalți. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, m-a sunat o cunoștință, cam de vârsta mea, așa, și mi-a zis, domne, bine că ai făcut pro-România, că e prima dată când pot să mă duc și eu cu mama împreună la vot. Dar zic, da, de ce? Pentru că până acum ne certam. O întrebam, mamă, de ce votez PSD? Că vreau să-l votez pe Ponta. Ea m-a întrebat pe mine, dar tu de ce nu-l votez pe Ponta? Eu nu votez PSD, niciodată. Și atunci se duc împreună și votează pro-România. Tot am făcut ceva bun, că am construit o alternativă și e important acest lucru, pentru normalitatea vieții din România. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Dacian Cioloș, și mesajul dumneavoastră pentru alegători. Propunem românilor o alianță formată din două partide politice noi, recent apărute pe scena politică. Uh, alianță care e pe cale de a deveni a doua sau a treia forță politică a țării. Deci asta arată că. Oameni noi în politică, oameni noi care se implică într-o politică de partid pot să ofere o alianță, deci de, pot să ofere o alternativă politică. Deci de data asta, mulți români care au stat deoparte până acum sau au fost indeciși, nehotărâți, au acum cu cine să voteze, pot să voteze cu oameni competenți, cu oameni cu uh, experiență, vor vota nu doar pentru uh, a trimite niște oameni în Parlamentul European, dar vor vota și pentru a începe un proces de reînnoire a politicii din România și pentru a oferi o alternativă de dezvoltare a României. Pentru că noi, de data asta, cu această alianță, nu propunem doar o alternativă politică împotriva PSD-ALDE, ci propunem o alternativă politică de reconstrucție a României, la care să fie parte cât mai mulți dintre cei care au stat până acum deoparte pentru că nu s-au regăsit în oferta politică. Și îi uh, îndemn pe români ca, odată cu votul pentru alianța 2020 USR plus, să voteze da și la referendum, pentru că e foarte important ca semnalul să fie clar după 26 mai că PSD ALDE nu mai are legitimitatea să conducă România și că trebuie să începem un proces de reînnoire în politica românească și în reconstrucția României. De aceea, în ceoloși Traian cu Victor Ponta, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat deci, la această la confruntare. două minute de mesaj final. Renunța ați renunțat la ele? Nu, eu Le am revendicați? Nu, dați un minut peste timpul... Ok. Dacă Renunțăm. le revendicați, nu o să ne supărăm dacă aveți și astăzi ultimul cuvânt. Da. Uite, atunci... Mai -o ales că spun. sigur e ultimul, așa că... Din partea mea cât vreți. Victor Ponta. La microfon, vă rog, domnule Dar nu-i corect. Încă o dată sunteți incorrect. Ați zis că renunțați, că ați vorbiți ultimul. Da, măi, șmecherii am... din astea le-am trăit 10 ani. Pe bune, tot la șmecherii am ajuns. Ziceți nu. ce vreți dumneavoastră. Okay. Nu avem o problemă. Eu și cu Dacian mai avem timp. După cum vedeți acolo, mai avem mult timp de acum încolo. Ziceți dumneavoastră. Da, domnule, pentru păsesc. că n-ați avut ce spune. Și a trebuit să vă corectez ori de câte ori ați bătut câmpii în ceea ce privește mecanismele europene. Din cauza asta mai aveți timp. În ceea ce mă privește, ok, a fost o neînțelegere. Eu am înțeles că mai dați un minut peste vă ascultăm, timpul președinte. pe care l-am avut alocat, dar nu am renunțat la ultimul mă rog, cuvânt. Vă ascultăm. Deci în ceea ce privește ultimul cuvânt, este regretabil că această campanie s-a desfășurat sub semnul problemelor interne. Numai în felul acesta s-a ajuns la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, pentru că politicienii n-au discutat problemele reale ale Uniunii Europene. Eu cred că avem responsabilitatea să informăm pe români despre Uniunea Europeană să informăm ce se poate și ce nu și să nu creăm iluzia că dacă mă duc în partidul nou al lui Macron sau în, la socialiști, unde nu știu cine va primit încă la socialiști, că trebuie un congres, domnul Ponta, vom rezolva ceva în ceea ce privește interesele României. Interesele României se rezolvă susținând, în primul rând, rezolvarea problemelor Uniunii Europene și consolidarea relației cu Statele Unite care s-a alterat. Da, vă mulțumesc foarte mult. dar să știți că mai există o explicație. Victor Bonda n-a vorbit mai puțin, a vrut mai repede. Aici s-a văzut care a fost olteanu din emisiune. am fost doi, Ardelean, un Dobrogean, un Oltean. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi. Mult succes Serios, în că alegeri. Serios chiar îi dăm cât timp vrea domnul Băsescu. Pe bune, când vezi ceasul că trece, păcat. A fost uh, ultima pe cei confruntare electorală organizată de Europa FM Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Eu sunt Sandra Nicola și ies la vot pentru că nu mi-am pierdut încrederea că putem trăi cu demnitate și cu decem în această țară. Ies la vot pentru că sunt convinsă că a stat deoparte în aceste zile înseamnă a renunța la viitorul nostru, iar eu nu abandonez. Așadar, ieșiți și dumneavoastră alegeri europarlamentare pe 26 mai. Rămâneți alături de Europa FM. Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat.